Bună, dragii mei! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pregătit pentru voi un nou review pentru fondul de ten de la Giordani Gold Oriflame Longwear Mineral Foundation. Mi-am prins părul așa într-un căștișor, cam cum îl prind eu când mă machiez. Așa că deja ne cunoaștem de ceva vreme și putem fi în familie. Astăzi vă am pregătit un review complet pentru acest fond de ten. Eu l-am de ceva vreme, cred că sunt mai mult de 2 luni. Inițial am vrut să fac un unboxing și un first impressions atunci când am primit coletul de la Oriflame. Însă aparatul meu foto cu care eu înregistram filmulețele nu a vrut. Am încercat să fac chestia asta de vreo 4 sau 5 ori, după care am renunțat. Oricum deja trecuse vremea noutăților și atunci am zis ok, haide că facem un review. Sper să se vadă pe cameră. Am tenul destul de obosit, am ceva cearcăne astăzi, deși de obicei nu am. În ultima vreme sunt foarte, foarte obosită și am cearcăne. Asta e. Tenul mi l-am hidratat în prealabil, este foarte bine hidratat, i-am pus și un serum, i-am pus și o cremă hidratantă de zi. Soarele îmi bate în ochi și zic că e ok că avem lumină bună și să începem. Voi aplica cu noua pensulă de fond de ten tot de la Giordani. Sinceră să fiu, nu e pensula mea preferată pentru fondul de ten acesta. În schimb, pentru că are aici e destul de îngustă și e așa, e un pic mai dură decât cele clasice cu care eu sunt obișnuită. Însă pentru că e un pic mai dură și e atât de îngustă și un pic plată, merge perfect în schimb pentru conturare. E divină pentru conturare. Merge și pentru fondul de ten. Dar, repet, doar opinia mea personală sau preferința mea personală nu este această pensulă. Atâta tot. Ea nu are nimic. Eu am ceva. Ok, haideți să începem. În primul rând că Giordani Gold este mineral, da? Deci pe bază de minerale. Efectul acestui fond de ten este de iluminare. Gama Giordani Gold pentru mine a fost, am perceput-o tot timpul ca gama premium de la Oriflame, iar prima dată când am făcut eu o comandă Oriflame aveam 15-16 ani. Îmi dau seama acum că au trecut mai mult de 15 ani de când eu folosesc aproape în mod constant ceva de la Oriflame. Ceva am în permanență. Că e un gel de duș, că e un fond de ten, că e o pudră, că e un creion, că e un rimel, ceva am. În fine, am îmbătrânit. Prima oară când am comandat eu ceva de la Oriflame, gama Giordani mi se părea destinată femeilor peste 30 de ani. Așa mi se părea mie. Nu știu, poate pentru că doamnele din catalog erau ceva mai în vârstă sau ceva mai cu trăsături mai mature, mai feminine, un pic altfel. Da, cred că de aia. În fine, acum sunt în categoria de vârstă pe care eu am perceput-o. Am peste 30 de ani. Dar acest fond de ten, să știți că eu îl recomand și celor mai tinere de atât. Se întinde foarte bine pe ten, dă un efect de luminozitate tenului și
are o strălucire naturală, adică îți va arăta pielea foarte, foarte naturală, ceea ce este extraordinar. Haideți să vedem întâi cum funcționează el, după care vă povestesc cum altfel l-am mai aplicat eu și cum a funcționat cu alte baze. Am pus niște fond de ten pe mână. Eu am pus aici două pompițe, dar s-ar putea să fie mult, depinde. Pentru că pensula are această formă, cu asta voi aplica, nu cum aplic clasic cu pensulele de fond de ten așa, ci voi merge așa. Stați-mi așa o oglindă. Ca de obicei, dacă ați mai văzut tutoriale de ale mele, eu încep aplicarea din centrul feței. Pentru că eu aici am o zonă cu roșeață, iar pensula aceasta îmi place că îmi permite și întindere și tapotare, și întindere și tapotare. Da? Este adevărat. Deci are un mare plus din punctul ăsta de vedere. Mi se pare, în schimb, doar că pierd un pic mai mult produs decât cu celelalte, dar, în schimb, capăt o acoperire perfectă pentru mine. Adică nu mai este cazul să revin cu un strat. Da? De obicei, veneam din prima cu două straturi, însă dacă tapotez ușor pe zonele unde am nevoie de mai multă de mai multă acoperire, e super. Așa. Este destul de uniform fondul de ten, adică pensula nu-mi creează pete, puncte și alte cele. De asta spuneam, pensula e foarte ok, e doar doar obișnuința mea personală de a aplica cu alte pensule. Da? Deci întind foarte, foarte bine spre rădăcina părului. Iar acum încerc să fixez bine fondul de ten în piele prin ușoare mișcări de tapotare. Simt nevoia cu această pensulă, fiind un pic mai tare. Vreau să fiu sigură că omogenizez și fixez bine fondul de ten în piele. În ten. Da? E, cam asta a fusă. Da? Nu am mai revenit cu un strat în zonele pe care de obicei reveneam. Sper că se vede. Cearcănele mi-au fost estompate. Da? Sunt mult mai luminoase. Roșața din jurul de pe pomeți nu se mai vede absolut deloc. Da? Și într-adevăr am tenul foarte sănătos. Arată sănătos. Bun, deci e super. Are acoperire medie. Ați observat că dintr-un strat nu a fost nevoie să revin. Are acoperire medie. Clar. Poate fi buildable. Da, puteți reveni pe zonele unde aveți nevoie de extra acoperire, puteți reveni cu încă un strat. Fără niciun fel de problemă. Nu va încărca. Efectul este de luminare. Are SPF 15, ceea ce este foarte ok. Bun. Rezistența lui este foarte, foarte, foarte bună. Deci, mie îmi rezistă pe ten toată ziua. am vrut să spun în engleză inițial, all day long, dar suntem români totuși. Deci, rezistența este foarte, foarte, foarte bună. Dat fiindcă are efect de iluminare,
s-ar putea ca un ten gras să nu îl iubească la fel de mult. Dar, aplicat cu o bază matifiantă sub el, să știți că nu va străluci inestetic. Își va păstra efectul de iluminare, își va păstra ușor efectul ăsta de strălucire, nu va îngrășa tenul mai tare decât se îngrașă el în mod obișnuit, însă baza matifiantă de dedesubt, dacă este o bază bună care funcționează, nu va da voie sebumului să iasă la suprafață și atunci îți vei păstra tenul proaspăt mai multe ore. Dacă nu pui o bază din asta matifiantă de dedesubt, într-adevăr, este posibil să strălucești cum nu-ți place, pentru că tenurile grase au problema asta, sau mă rog, posesoarele de ten gras au problema asta, că strălucesc inestetic, atunci, într-adevăr, va străluci ceva mai repede. Pudra de deasupra, același lucru. Îi va estompa, dacă puneți o pudră matifiantă, îi va estompa puțin din strălucire, însă prea mult matifiată, să știți că nu va rezista. Deci chiar dacă puneți o pudră matifiantă deasupra, nu va rămâne tenul mat mai mult de o oră, maxim două, în funcție de producția proprie de sebum. Da, deci ideea asta este că nu o să reziste foarte mult mat. Dar, dacă aveți un ten uscat, dacă vorbim de un ten ceva mai matur, să știți că eu o recomand cu o bază iluminatoare dedesubt. Are el efectul ok iluminat, dar, uite, chiar cei de la Oriflame, sper să se vadă, chiar ei au baza iluminatoare, Illu Skin Face Primer, care, într-adevăr, ajută prin reflexia de lumină, da? Deci are pigmenți care reflectă lumina, să se estompeze cumva ridurile, liniile fine, dă tenului această lucire de ten sănătos, viu, vesel. E, și în combinație va arăta extrem de bine. Foarte bine. Și iarăși fixată cu o pudră liberă, ușoară, fie doar de fixare, adică fără niciun efect, nici de matifiere, nici de iluminare. Fie poți folosi tot pudra lor, Illu Skin Face Compact Powder, cred că se numește, tot pudra lor, care tot așa este foarte, foarte bună. Deci combinația, eu oricum tot timpul afirm că produsele din aceeași gamă funcționează cel mai bine împreună. Și de asta spun. Și mai ales că cei de la Oriflame chiar au super prețuri. Acum urmează luna cadourilor. Sigur, sigur vor fi la oferte, vor fi în seturi, vor fi în toate chipurile pe care vi le puteți imagina. Deci, v-am povestit. Are textura fluidă, ați văzut-o deja. Eu am în nuanța natural beige. Deși în mod normal este o nuanță perfectă pentru mine, acum iarna mă albesc și eu, ca oricine, și am impresia că e doar jumătate de nuanță mai închisă. Asta e impresia mea. Deși când mă uit în oglindă nu văd diferența, dar pe camera am impresia că se vede. Oricum, ideea este că fondul de ten în sine este foarte ok. Are acoperire medie, v-am spus. Reacționează și cu baze, pudre, peste, dar nu-l pune pe locul 2. Deci, fără probleme, îi rămâne textura și finish-ul lui.
Rezistă bine pe ten, îl recomand tuturor tipurilor de ten, cu precizarea că tipurile de ten mai grase au nevoie și de o bază matifiantă de desubt, ca să-l ajute să nu ca să evite acea strălucire inestetică pe care o percep fetele care au ten gras. Și cam atât cred că am eu de spus. Dacă cumva am omis vreun aspect sau sunteți voi curioase despre ceva, lăsați-mi vă rog frumos în comentarii și vă răspund cu drag. Nu uitați că în afară de fondul de ten este important un ruj și un rimel și ești gata de plecare. Te pup, ne vedem la următorul videoclip, iar pe blog vei avea review pentru fiecare produs din kitul Oriflame pe care eu l-am primit. Cei drept mă mișc mai greu acum, dar o să vin din urmă așa puternic. Te pup și ne vedem la următorul clip. Până atunci, nu uita să dai like, subscribe, să-mi lași un comentariu și poate sugestii pentru următoarele videoclipuri. Pa!